Gregorian Bivularu a fost plasat în detenție provizorie la Paris în așteptarea unei audieri pentru a fi predat României. Autoritățile române îl acuză pe Bivularu de pedofilie. Fondatorul sectei controversate Misa a fost condamnat în absență în anul 2013 de justiția din România la 6 ani de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unei minore, potrivit Agerpres. Înscris pe lista de cei mai căutați a Europol, Gregorian Bivularu a fost arestat vineri 26 februarie în Franța. În cursul zilei de sâmbătă, lui Bivularu i s-a adus la cunoștință conținutul unui mandat de arestare european, înainte de a fi plasat în arest preventiv de către un judecător al Curții de Apel. Gregorian Bivularu va compărea miercuri 2 martie în fața instanței, unde va fi întrebat dacă este de acord sau nu să fie predat autorităților române. În al doilea caz, magistrații vor avea 20 de zile pentru a decide cu privire la predare.